Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, așa cum probabil ați observat, această a doua epistolă către Corinteni ne învață câteva adevăruri minunate despre mângăierea lui Dumnezeu. În primul capitol am văzut mângăierea lui Dumnezeu pentru viața noastră de zi cu zi. Am văzut care este rolul multora dintre suferințele prin care trecem în viața aceasta pământească. În acest al doilea capitol va fi vorba de mângâierea lui Dumnezeu în reabilitarea unui sfânt care păcătuise. Dar înainte de a atinge acest subiect, vom continua cu tema din capitolul 1, pentru că Pavel nu a terminat tot ce avea de spus legat de această temă. El încă le mai explică motivele care l-au împiedicat să vină mai repede în vizită la ei, în Corint. Abia după aceasta va discuta despre creștinul care păcătuise în congregația din Corint. În finalul capitolului, Pavel ne arată că Dumnezeu ne dă biruința în Hristos. Prima parte, deci, acolo unde Pavel le mai spune corintenilor de ce n-a trecut pe la ei. Am hotărât dar în mine, spune el, să nu mă întorc la voi cu întristare. Iată aici o mostră de sinceritate a apostolului. Pavel recunoaște că a fost descurajat din cauza lor. Dacă ar fi venit să-i viziteze, ar fi făcut-o cu tristețe în inimă. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine, cât de mult ținea Pavel la Corinten, dragi prieteni! Atât de mult îi iubea, încât nu dorea să vină la ei întristat cu lacrimi în ochi. Iar fi făcut și pe ei să plângă. Și atunci, cine l-ar fi înveselit pe Apostolul Pavel? Toți ar fi plâns cu suspine. Și v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie și sunt încredințat, cu privire la voi toți, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. Dorința lui Pavel era să vină la ei plin de bucurie, să genereze bucurie în inimile lor. El sperase că va primi vești bune de la ei prin care să afle că ei îndreptaseră problemele despre care le-a scris. În cele din urmă, Pavel își deschide inima cu totul și va vorbi despre sentimentele sale. Iată ce aflăm din versetul 4. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Eu am observat că mulți oameni se supără pe predicator dacă acesta predică un mesaj sever. Uneori, corecția aplicată din cuvântul lui Dumnezeu apasă greu asupra unei congregații. Nu sunt puțini cei care cred că predicatorul n-ar trebui să facă acest lucru. Convingerea mea, dragi ascultători, este că un predicator credincios trebuie să procedeze astfel. Porunca din cuvântul lui Dumnezeu este aceasta. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Isus Hristos, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Este sfatul pe care Pavel l-a dat lui Timotei și îl găsim scris în cea de-a doua epistole către Timotei, capitolul 4. Dragii mei, oricine este în poziția de a vorbi de la învon, are imensa responsabilitate de a certa și de a mustra atunci când ceva este neregulă. Multor creștini le displace acest lucru. Pavel spune corintenilor că mustrarea lui nu pornea dintr-o poziție de împotrivire față de ei, ci din dragostea lui cea mare în aceeași manieră, un predicator credincios își arată dragostea față de congregația sa, predicând cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum este, fără să atenueze severitatea acestuia. Vă amintesc acum faptul că, în prima sa epistolă către Corinteni, Pavel îi mustrase din cauză că îngăduiau o imoralitate crasă în congregația lor. Practic, ei aveau un caz de incest în biserică și închideau ochii, treceau cu vederea acest păcat. Cu toate acestea se purtau ca și când ei erau oameni cu un nivel spiritual înalt. Ei bine, acest fel de imoralitate crasă era ceva șocant chiar și pentru păgâni. Cu toate acestea, corintenii nu au luat nicio măsură. În acea primă scrisoare, Pavel le scrisese să facă ceva în această privință și să îndrepte lucrurile. Dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela au fost cuvintele lui Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 13, am văzut aceste cuvinte. Iată că de această dată avem o dovadă a ascultării corintenilor. Adunarea, congregația, a ținut seama de spusele lui Pavel și omul acela fusese dat afară. Pavel revine acum asupra acestei probleme pentru a aduce mai multă lumină asupra sfatului său și a acțiunii corintenilor. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Sunt versetele 5 și 6. Corintenii l-au ascultat pe Pavel și îl dăduseră afară pe bărbatul vinovat de acel păcat. Aceasta fusese măsura potrivită. Dar omul acela și-a recunoscut păcatul fiind deplin convins de vinovăția sa. De acum, membrii congregației sunt îndemnați să-l ierte. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea, vă rog, să vă arătați iarăși dragostea față de el. El va fi copleșit nu numai din cauza păcatului său, ci și pentru că voi nu vreți să-l mai primiți, Așa că acum înconjurați-l cu dragostea voastră și refaceți părtășia cu el, spune Pavel. Creștinilor din Galatia, Pavel le scria, Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii spitit și tu. Ce spuneți de un asemenea sfat, dragii mei? Dar să mergem mai departe, versetele 90 și 11. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Să știți, dragi prieteni, că diavolul încearcă să ne împingă de colo-colo. El face tot posibilul să ne depărteze de drumul pe care ni l-a trasat Dumnezeu. Uneori, Satan ne face să închidem ochii în fața imoralității. Sunt multe astfel de exemple în bisericile de astăzi. Cunosc un predicator care a avut probleme în trei biserici diferite. Fiecare biserică în care s-a dus să predice îi cunoștea trecutul, și totuși, toate l-au acceptat ca pastor. Prin faptul că închiseseră ochii față de imoralitatea aceea, ei au făcut să sufere cauza lui Hristos. Dacă el s-ar fi pocăit și ar fi renunțat total la păcatul lui, ceea ce din păcate nu s-a întâmplat, atunci ei ar fi trebuit să-l ierte. Din nefericire, extrema este și a prezentă. Mulți din frații noștri rigizi nu vor să ierte nimic. Și aceasta poate fi o lucrare a diavolului, la fel ca imoralitatea cea mai gravă. Diavolul profită de foarte mulți creștini care nu vor să ierte. Am constatat că sunt două lucruri pe care nu le auzim foarte des în bisericile noastre conservatoare. Nu auzim oameni recunoscându-și păcatul și cerând iertare pentru el, dar nu întâlnim nici frați gata să ierte pe cei care mărturisesc. Vedeți, dar în multe din bisericile noastre domnește un duh de neiertare. Acum trebuie să ne amintim faptul că noi toți suntem capabili de orice păcat. Orice ar fi făcut cel pe care îl condamnăm, trebuie să fim conștienți de faptul că și noi suntem în stare să facem același păcat. Când un om se pocăiește de păcatul lui, el trebuie reprimit în părtășie cu un duh de blândețe. Mergem mai departe la versetul 12. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă în Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. De aceea mi-am luat ziua bună de la frat și am plecat în Macedonia. La Troa, Pavel a găsit o ușă deschisă pentru predicarea Evangheliei. Era voia lui Dumnezeu pentru ca el să stea acolo și să predice Evanghelia în loc să vină la Corint în acea perioadă. Nu era o dovadă de nestatornicie din partea lui Pavel. El era credincios prilejului favorabil pe care îl adusese Dumnezeu în calea lui. Dar în timp ce predica Evanghelia într-o Pavel era întristat în inima sa din cauza că Tit nu i adusese vești cu privire la adunarea din Corint. El îl așteptase pe Tit, dar acesta n-a venit. Pavel se duce în cele din urmă la Filipi și în Macedonia. Abia aici a venit și Tit, care i-a dus lui Pavel vestea că adunarea din Corint rezolvase problema și că omul respectiv se pocăise și renunțase la păcatul lui. Dragii mei, astfel era inima lui Pavel. El nu se bucura de păcatul altuia așa cum nu se bucura nici de faptul că putea pedepsi un păcătos. Pentru el, păcatul unei alte persoane provoca durere, frământare. Nu știu care sunt reacțiile pe care noi le avem atunci când descoperim păcatele fraților noștri, dar cred că trebuie să învățăm de la Pavel. Și să știți că Pavel exemplifică ceea ce Domnul Isus ar face. De fapt, chiar trebuie să ne aducem aminte de momentul în care, înaintea Domnului Isus a fost adusă o femeie prinsă în prea curvie. Cei ce au adus-o erau gata să o omoare. Domnul însă îi oferă iertare. Dragii mei, haideți să ne aducem cu toții aminte de Harul lui Dumnezeu. Nu vreau să spun că trebuie să fim toleranți cu păcatul dar trebuie să fim plini de dragoste cu cel păcătos. Pe noi trebuie să ne doară păcatului și să ne bucure pocăința lui. Ajungem acum la ceea ce unii numesc puterea lucrării. Mă bucur că noi avem onoarea de a predica această evanghelie și acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este o măreție deosebită în mesajul și slujba noastră. Avem de-a face aici cu o imagine glorioasă. Ascultați mai, versetul 14. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireazma cunoștinței lui. În această imagine dramatică, Pavel spune că predicarea Evangheliei se aseamănă cu o intrare triumfală. Gândiți-vă acum că Pavel avea în minte o intrare triumfală așa cum avea acesta loc în Imperiul Roman. Încercați să vă imaginați că unul din mari generali romani repurta victorie după victorie în Europa sau Africa. Pe vremea aceea, romanii erau învingător cam în toate bătăliile lor. Cuceritorul se întorcea apoi la Roma și cu această ocazie se organiza o mare și triumfătoare intrare în cetate. De atunci a rămas modelul arcului de triumf. Se spune că, uneori, această sărbătoare începea dimineața, și se termina abia seara târziu. Împăratul roman aducea animale capturate și toată prada de război. În fruntea procesiunii se aflau oamenii pe care urma să elibereze. Ei fusese capturați, dar aveau să fie eliberați și să devină cetățeni romani. În urma procesiunii însă se aflau captivii care aveau să fie executați. Cu ocazia acestor intrări triumfale în Roma se ardea întotdeauna tămâie. Ardeau tămâie zeilor, Cărora le acordau meritul pentru biruința lor. Toată procesiunea era învăluită uneori în acest fund de, nici nu se mai vedea bine cine trecea. În toată această atmosferă trecea generalul onorat în carul de luptă al împăratului. Ținând seama de acest context, să revenim la cuvintele lui Pavel. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Ce spuneți, dragi prieteni? Cred că este un lucru extraordinar. Când suntem în Hristos, nu putem pierde, suntem biruitori. Nu puteți pierde când sunteți în Hristos. Pavel spune că Dumnezeu ne dă întotdeauna biruință. Dar cum putea el spune așa ceva? A avut el parte de biruință pretutinde? Da, a avut succes în Efes, dar nu se putea spune același lucru și despre Atena. Credea Pavel că fusese biruitor cumva în ambele locuri? Da, Pavel spune, Dumnezeu ne face mereu triumfători în Hristos și care răspundește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Dragi ascultători, aveți biruință și atunci când nu se întoarce nimeni la Hristos? Răspunsul lui Pavel este, da, sigur că da. De ce oare? Ce vrea să spune Pavel? Să urmărim mai departe. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireazmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. V-am spus că în procesiunea care alcătuia intrarea triumfătoare a generalului biruitor în Roma, se aflau și captivii care aveau să fie eliberați și captivii pe care îi aștepta execuția. Indiferent de soarta lor ulterioară, toți luau parte la această intrare triumfală. Pentru aceștia, o mireazmă de la moarte spre moarte, continuă Pavel pentru aceea, o mirasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Pavel este copleșit de acest lucru. Cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Dragul meu prieten, cel mai mare privilegiu din lume este acela de a împărtăși oamenilor cuvântului Dumnezeu. Eu unul nu visez să candidez la președinția țării. Este dificil să înțelegem de ce ar dori cineva să fie președinte în aceste vremuri cu atâtea probleme aparent fără soluție. Dar este un privilegiu glorios să răspândim cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne face mereu biruitori. Este minunat când este predicată Evanghelia și când mulți mari de oameni îl primesc pe Hristos ca mântuitor personal. În acele manifestări putem vedea biruința, dragi prieteni. Dar nu uitați, noi suntem o mireasmă de la viață spre viață pentru cei care sunt mântuiți. Poate că vă întrebați acum, ce se întâmplă cu mulțimea care îl respinge pe Isus Hristos? Ei bine, pentru ei suntem o mireasmă a morții. Eu unul spun adesea următoarele cuvinte după ce termin un mesaj. Dacă plecați de aici, după ce l-ați respins pe Hristos, probabil că eu voi fi cel mai mare dușman al vostru. De acum nu mai puteți merge în prezența lui Dumnezeu și spune că n-ați auzit niciodată Evanghelia. Totuși, acum sunteți în această procesiune triumfală de intrare în cetate. Nu veți fi eliberați, veți fi judecați, dar indiferent de destinul vostru, voi faceți parte din procesiunea intrării triunfale a lui Isus Hristos, pentru că El va învinge totul, dragi prieteni. Fiecare genunchi se va pleca. Fiecare limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul va trebui să vă plecați înaintea lui într-o bună zi. Fie că el va fi atunci mântuitorul, fie judecătorul vostru. Vedeți dar că nu-i de mirare că Pavel exclamă, cine este de ajuns pentru aceste lucruri? El spune, pentru aceștia o mireazmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea o mireazmă de la viață spre viață. Cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Astăzi tămâia se înalță spre cer. Cuvântul este răspândit în lume. Și noi suntem o mireazmă a vieții, dar și o mireazmă morții. Hmm, interesant, nu? Mergem mai departe. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Acesta este planul slujirii creștine. Noi Nu trebuie să corupem sau să răstelmăcim cuvântul lui Dumnezeu. Nu negociem cu el, nu facem comerț cu el și nu îl împărtășim altora fără sinceritate. În același timp, să nu uităm că Duhul lui Dumnezeu este Cel ce ne revelează adevărul. În următorul capitol, Pavel va atinge un nivel foarte profund. Este vorba despre acreditarea celui ce propovăduiește, celui ce comunică cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, așa cum am văzut deja, este unul din cele mai mari oficii de pe pământ, este una dintre cele mai înălțătoare slujbe. Cuvântul lui Dumnezeu are menirea de a influența destine veșnice. Este numai un efect limitat, este vorba numai despre existența noastră efemeră de pe acest pământ. Este vorba despre locul în care mulți își vor petrece veșnicia. Asemenea lucruri, cred că trebuie să determine o profundă reflectare din partea noastră a fiecăruia. Și atât în ceea ce privește modul în care răspândim cuvântului Dumnezeu, nu doar prin cuvinte, luați aminte, ci prin întreaga noastră viață, cât și în ceea ce îi privește pe cei care dau un răspuns acestei propovăduiri. Până data viitoare însă, dragi ascultători, haideți să reflectăm la ceea ce am auzit și să vedem care ne este atitudinea care ar trebui să fie atitudinea și cum putem să ajungem la acea atitudine potrivită. Atitudine față de cei care păcătuiesc, atitudine față de cei care ascultă sau nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca toate acestea se reflecte dragostea pe care Dumnezeu o revarsă în orice copil al său și care nu este decât un exemplu al dragostei, al iubirii pe care Dumnezeu o dezvoltă pentru întreaga omenire. Fiți binecuvântați, dragi ascultători! se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.